Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Îi mulțumim Lui și în seara aceasta că avem această stare de har, să putem să fim la părtășie, în această frumoasă. Cel mai mult am fost și dimineață și cred că a fost benefic pentru noi, pentru toți. Și este un har pentru noi să fim aici, dacă vom și profita din plin de acest har, să ascultăm cuvântul Domnului, să-L punem în inimile noastre, să medităm la El, să punem preț pe acest cuvânt al Domnului și să căutăm să-L împlinim cu cea mai mare strictețe. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Aș dori ca cuvântul Domnului, șederea noastră în casa aceasta, în această dupămasă și azi dimineață, să ne fie de folos pentru mântuirea sufletelor noastre. Pentru că se poate și altfel. Se poate ca șederea noastră în casa Domnului sau faptul de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, faptul de a cunoaște Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să ne steie într-o zi de mărturie împotriva noastră. Avem încă o dată în plus, scos în evidență în textul din seara aceasta, că acestor oameni evrei, care erau obișnuiți cu cuvântul lui Dumnezeu și cu legea lui Dumnezeu, chiar dacă li s-a vestit Evanghelia prin cel mai mare evanghelist al lumii, prin Domnul Iisus Hristos, venit din cer, spunând lucruri care le-a văzut în cer și făcând și spunând lucruri pe care nu le-a mai spus nimeni niciodată, totuși au fost oameni care l-au ascultat și care au respins chemarea și care au respins mântuirea. Cu ce s-a soldat respingerea lor sau cu ce s-a soldat faptul că n-au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu? Vom vedea în seara aceasta că au sfârșit-o lamentabil. Pe lângă că au murit, sau au fost duși robi și au murit ca și rob, sau au fost străpunși de sulița și de sabia romană, și au încheiat viața pe pământul acesta, poate în chinuri groaznice, cum rare ori s-a văzut în istorie, ceea ce este mai trist, că Domnul Iisus Hristos le spunea, să nu se teamă de oameni, de cei ce pot să omoare trupul, ci să se teamă de Cel ce poate să nimicească și trupul și sufletul. Ceea ce este important să înțelegem că oamenii aceștia l-au respins pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu, au pierdut tot ce a fost pe pământul acesta și au pierdut o viață în chinuri, dar și-au pierdut și sufletul pentru o veșnicie. Adică continuă în chinuri pentru veșnicie. Ceea ce ne trage atenția în seara aceasta, cuvântul acesta, că pentru cei ce n-au luat în serios niciodată cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, s-ar putea să aibă aceeași soartă care au avut-o evreii israeliții din vremea aceea. Deci, eu spuneam, Evanghelia și cuvântul Domnului ne poate sta și de mărturie. Dar aș dori din toată inima, pentru mine, pentru casa mea, pentru biserica noastră de aici, tuturora să ne slujească de mântuire. Amin. Că altfel, ce folos ar fi? Cât de pierduți am fi, cât de nenorociți am fi, pentru că n-am trăit nici cum au trăit oamenii din lumea aceasta și câteodată ne uităm la ei și unora mi se pare uneori că sunt fericiți și nu sunt, dar n-am trăit nici aproape de Domnul și nu am prins nici mântuirea. Domnul să ne ajute să ne facem o verificare, o cercetare, pentru că Domnul așa spune în seara aceasta despre o zi a cercetării. Măcar că am trăit zilea cercetării. Unii suntem în adunare de 50 de ani, de 30 de ani, de 20 de ani și Domnul tot ne-a cercetat și ne-a cercetat, dar pentru cei care poate n-au luat în serios niciodată Evanghelia și Cuvântul Domnului, măcar, spunea Domnul, măcar în ziua de astăzi, să stea serios înainte de Dumnezeu și să se cerceteze. Și apoi se decide. Dacă nu vor veșnicia și dacă nu vor cu Domnul, e treaba lor. Dar n-au să poate să se justifice înaintea Dumnezeu că n-au avut o zi a cercetării. Așa ne lasă să înțelegem cuvântul Domnului, atât din spusele Domnului Iisus Hristos, cât și din spusele Apostolului Petru, că oamenii au o zi a cercetării și fac ce vor. Dar au o zi când au fost cercetați de cuvântul Domnului, de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, și sunt puși față în față cu Domnul și trebuie să iei o decizie. Îl acceptă ca mântuitor personal sau îl resping pentru veșnicie. Domnul să ne ajute să
îl primim pe Domnul din toată inima. Să strângem cuvântul lui inimile noastre. Să învățăm de la ceea ce au pățit alții. Domnul ne-a arătat pe pagina Sfintelor Scripturi că nu sunt glume, nu sunt povești, nu sunt istorie. Sunt lucruri adevărate. S-a întâmplat, profețiile Domnului Iisus Hristos s-au împlinit, am putea spune, matematic. Aproape cum a spus, nu aproape, exact cum a spus Domnul. Așa s-a întâmplat cu poporul meu. O parte din profeție s-a întâmplat atunci. Și urmează să se mai întâmple. Ne putem verifica cele spuse de Domnul Iisus Hristos. Ele, deja o parte din ele, s-au întâmplat și le știm. Istoria ne confirmă pe data. Haideți, frați și surori, să ne împrospătăm din nou cu cuvântul Domnului. Am să-l recitesc încă o dată. Când s-a apropiat de cetate, este vorba despre cetatea Ierusalim, și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Aș dori să încep cu acest cuvânt, căci vor veni zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu ziduri, cu șanturi și te vor strânge din toate părțile. Tot Domnul Iisus Hristos continuă această temă și le spune în capitolul Luca, în capitolul 21, versetul 20, spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Adică le spunea, Ierusalimul va fi înconjurat de oști. Căderea lui este iminentă. E clar, pentru că au perseverat în neascultare și în respingerea Domnului Iisus Hristos, Ierusalimul va fi dărâmat. Ierusalimul nu va mai exista. Și dacă veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia se fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului se iasă afară din el și cei de primăvoare să nu intre în el. Că zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate, de cele ce vor da piept în acele zile. Pentru că va fi o strâmtorare mare în toată țara și mânie împotriva norodului acestea. Vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremurile neamurilor. Acesta era avertismentul pe care Domnul Iisus Hristos îl dădea pentru ascultătorii lui, pentru cei ce ascultau cuvântul. Lucrul acesta s-a întâmplat după această intrare, adică la intrarea Domnului Iisus triumfal în Ierusalim, despre care s-a vorbit azi dimineață, și Domnul Iisus Hristos a văzut această cetate. A văzut cetatea Ierusalimului. Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos avea o dublă natură. Era om și Dumnezeu în același timp. El era Dumnezeu pentru că era Fiul de Dumnezeu și a fost conceput într-un chip miraculos de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, născut prin Fecioara Maria, dar El era cu gândul lui Dumnezeu și împlinea voia lui Dumnezeu. Avea totdeauna în El gândul acesta să împlinească voia lui Dumnezeu, avea un scop, avea un țel, știa că a venit în lumea aceasta ca să mântuiască ce era pierdut, știa că va trece prin suferință, știa că trebuie să fie scuipat, să fie batjocorit, va suferi prin moarte și Dumnezeu îl va învia și va învia a treia zi. Dar va mântui tot ceea ce este de mântuit, pe toți cei ce vor crede în El, slăvit să fie numele Lui. Aceasta era natura Lui dumnezeiască. Dar era și natura umană. El era un om ca și noi. El s-a născut și era un israelit, era din seminția lui Iuda. Era fiul Mariei. A trăit printre oameni. Mânca ca și ceilalți oameni. Era sete, era foame. Răbda de frig și răbda de căldură. Uneori avea confort și de cel mai multe ori nu avea confort. Era un om. Suferea. A fost momente când a plâns. A fost momente când s-a bucurat. A avut tot ceea ce are parte, a avut parte de tot ceea ce poate să aibă parte în viață un om.
avea sentimente ca și oricare om. Și ca și israelit, ca și un om care s-a născut în ținutul acelea, pentru care Ierusalimul era cetatea sfântă, era cetatea aleasă de Dumnezeu, unde Dumnezeu să locuiască în ea, și în mod deosebit templul de la Ierusalim, unde Dumnezeu trebuia să se prezinte pentru ei, era identitatea lor. Era ceva care în mintea lor nu se putea concepe să existe această țară fără Ierusalim și fără templu. Nu se putea închipui, un evreu nu își putea închipui că vreodată Dumnezeu va abandona Ierusalimul sau va abandona templul. În mintea lor așa ceva nu se putea închipui. Nici cei mai necredincioși oameni, cei care până la urmă au provocat războiul și din cauza cărora romani au trebuit să intervină și să dărâme Ierusalimul, n-au crezut. Și până în ultimul moment au crezut că Dumnezeu nu-i va lăsa în mâinile romanilor din cauza unui templu, din cauza că numele lui era chemat în acel templu. Dar n-au pus în balanță neascultarea lor și n-au pus în balanță împotrivirea lor. Doar au crezut atât că Dumnezeu îi va păzi pentru că este Ierusalim și că este templul lui Dumnezeu acolo. Dar nu s-a întâmplat așa. Ni se confirmă din istorie că ce romanii au distrus complet Ierusalimul. Sigur că situația era destul de rea în Ierusalim, în Iudeia. Deja din anii 63 înainte de Domnul Iisus Hristos, această țară, Iudeia, a fost atașată ca și provincie la Imperiul Roman. Dacă socotim când a avut loc dărâmarea Ierusalimului, este vorba despre anii 70 după Domnul Iisus Hristos, deci socotit sunt aproape 130, dacă o să întâlnim, 130 de ani de când evreii suportau acolo în tăcere și câteodată revoltați stăpânirea romană. S-au găsit totuși zeloții, pe care îi găsim pe pagina Sfântă Scriptură, oameni care să vreie să se scuture de jugul roman. Spuneau că nu mai suportă, nu mai pot să suporte această stare ca romanii să guverneze peste ei. În anul 66, ne spune istoria, printr-un istoric evreu și prin alți istorici, dar printr-un istoric evreu, că în anul 66 s-a pornit o campanie de restabilire a lucrurilor în Israel, în Ierusalim, pentru că acolo se provocase o revoltă. Au fost cei care au fost mai moderați, dar au fost și zeloșii care au dorit să se scuture definitiv de jugul roman. În acele vremuri, s-a amintea și azi dimineață, la templu s-aduceau jertfe pentru împăratul Romei. Era un compromis pe care evreii îl făceau. Acești zeloți au dat acest ordin, această dispoziție să nu se întrerupă această jertfă care se făcea în fiecare zi. Apoi, un procuror care era acolo, unul Florus, a cerut niște bani din templu, a cerut 17 talanți să se scoate din templu pentru